Excelența sa, domnul ambasador Andrei Muraru, pe care îl salutăm de la Râmnicu Sărat, să fie finalizat. Este un proiect care a început atunci, nu doar de condamnarea celor care au comis atrocitățile, dar a și face din municipiul Râmnicu Sărat un oraș negru pe o hartă la fel de neagră, să facă un oraș care să transmită mesajul corect și iată, prin, în urma reabilitării închisorii devenită memorial, să putem face lucrul acesta. Vă salut și vă stimesc!